Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou video de Minecraft Skywars. Jucăm pe serverul Hypixel. Vreau să-l dobor pe ăla, dar bineînțeles că eu sunt prea prost și nu o fac. Jucăm pe serverul Hypixel Normal Mode. M-a băgat direct în match. Nu este rău, dar na. Și da. Acum Hypixel mi se pare cel mai bun server de Skywars pe bună mă. Adică, unde mai vezi Skywars? What the fuck? Ok, cel mai prost server de Skywars, gata. Deci, cum spuneam, este cel mai bun server de Skywars, dar mai are și bug-uri. Pentru că, uitați, are mape noi. Cred că o să mai adauge mape, nu știu. Nu prea mă interesează cu mapele, sincer. Dar ăsta este un motiv pentru care zic eu chestia mai bună, pentru că adaugă mape noi, nu ca alte servere, face aceleași mape și, da? Sunt șmecher mapele, bine, astea, motiv, ne prea motiv, și mi se pare foarte unic gameplay, adică să dai la tombolo, e suflete, mi se pare unic, dar cred că multe servere să o copieze. Ok, du-te. Iar eu vin să te omor pe tine. Uite, am luat un Golden Apple, era o cască pe aici, da. Foarte tare, Golden Apple, îți mulțumesc. Uite-l pe acolo. Și da, de mi se pare cel mai bun server. Bine, mai am niște motive, dar na. După meciul ăsta vi le spun, pentru că suntem în mijloc ce este cam urât în mijloc. Dar acum am văzut că mult mai mulți au kit-ul Pyro. Uite, are kit Pyro. What the fuck? Ăla avea kit-ul Pyro. Mai văzut și meciul anterior unic Pyro. Și da. Și de ce mi se pare un cel mai jmecher server? Pentru că zim. Are astea unice și are și rank-uri și de toate. Are o grămadă de chestii implementate la acest minigame și se fan minigame-ul. Eu înainte nu jucam deloc Skywars, dar acum, bine, înainte când aveam cont premium, nu jucam deci deloc. Intram pe toate serverele posibile, non-premium, și unele, nu numai în român. Serios, eu. What the fuck? Eu nu am o sabie. Ok, hai să o luăm sabia. Eu n-am o sabie și l-am omor pe tipul ăla, what the fuck? Deci jucam pe toate serverele posibile, dar nu jucam Skyrim. Pentru că mi se părea o tâmpenie. Sabia. Părea o tâmpenie, că ce naiba trebuie să faci. Eu mai mult jucam Skype PvP. Skype PvP acum mi se pare o tâmpenie. Pentru că știți și voi, cei care ați jucat Skype PvP știți despre ce e vorba. Practic sunt mai multe. Trebuia să spargă blocul serverului. Skype PvP-ul practic era tot așa ca Skywars, doar că apăsai pe niște semne să iei itemele și erau ascunse itemele și găseai itemele vede toate de aici. M-am jucat cel mai mult pe aia, nu mai știu pe ce server. Parcă era unul pe aici. Nu, unul sus. Nu mai știu pe ce server. Bun, GG. Se pare că l-a fost ultimul player, eu nu știam. Nu mai știu pe ce server, dar mă jucam o grămadă Skype PvP și făceam teamuri, aveam mai pe până când muream. Și atunci nu mă mai jucam în ziua respectivă. Pentru că n-am. Te oftici că ai murit și n-am. Dar cât am filmat? După 4 minute, ok. Te aude prea tare. Stați. Nu zic. Apoi l-am la 100, logic că se aude prea tare. Logic. Uite, avem 4, putem să dăm la 4. Acum mi-am făcut și asta să dau cu câte mai multe, mai multe deodată. Chiar nu știam cum să fac asta și am reușit să vă șlăm. Asta am dă... What the fuck? Au o altă denumire. Cred că e băguit. Tot ceva.
Bă, n-am și-o ceva de băut aici. Îmi ia sete. Din nou, Egg of Coins. Înainte îmi dădea numai chestii noi, frate, dar acum am Small Bag of Coins, Medium Bag of Coins sau Large Bag of Coins. Da. E mapa asta îmi place. Bun. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă nu ați făcut-o și dacă vreți să... What the fuck, ce fail odată la... Doamne, cât de prost să fii să dai fail-ul ăla. N-am habar cum se fac unul ăla. Da, pe bune, cum să dai fail-ul ăla. Deci dacă aș fi știut să-l fac, sincer, eu nu dădeam fail așa. Dar cât de prost sunt eu cu presul sau cu de-astea, chiar nu făceam fail-ul ăsta. Sau halul ăsta. Uite, ăla vrea să mă doboare, că el e bimeche și are mere. Bine, eu aștept aici, până vii să ne batem. Eu, e cam enervant să te campeze unul, dar, na. Ia? Să le pregătim, mă, uite, scoate. Poate mărul, aruncă cu mărul după mine, uite, ouăle. Ce fac? Ok, mersi cum ai lăsat. What the fuck? Stai prost! E prost sau chior? What? Bă, frate, bă, pot să jur că eu l-am atins. Deci pot să jur că acolo l-am atins, dar nu și-a luat damage. Deci pot să jur asta. Și s-a și terminat meciul. Bă, cel mai scurt meci din lume. De pe Hypixel, cred. Și a fost filmat la mine pe canal. Deci, da. Și ceea ce mă enervează este că nu mai primesc kit-uri. Nu mai primesc kit-uri pe solo. Star Wars solo și nu știu de ce. Adică am numai Pyro, cel mai bun kit al meu. Mai am Rocky pe care l-am încercat. Mi se pare foarte bun Rocky. Și mai bun decât ecologistul, că înainte se folosea numai ecologistul pentru așa, dar acum Rocky e mult mai bun. Că îți dă armură, îți dă și mâncare. Bine, îți dă la fel de multe blocuri. Dar pentru a omorâ unul să ai două insule cu iteme, e perfect Rocky, tare lag. Apreciez că l-am omorât să iau itemele, nu prea bună armura, dar nu contează. Ce scrie la Haikoi? Haikoi 4, what the fuck. Pe unul se duce la ala, vreau să mă duc și-o rapid, 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 rapid. Haide, distracția s-a terminat, nu pentru că am venit eu. Te distrez, domnule. Ei bine, nu o mai faci. Te vreau casca asta. Te full armură. Și spar blocurile astea nebuni. Bă, nebunilor, nebuni. Ce spargeți, bă, blocurile nebunilor? Stai. Fuck. Ce pui apă, bă. Capă, nu știu. Când mă jucam eu pe 1.5, dacă mă șel, deci când mi-am luat Minecraft, nu știu, de pe un site, nu mai am habar de unde mi l-am luat, dar nu-mi premium. Și numai 1.5 aveam versiunea, aia era singura versiune. Îmi pare că era 1.5.1, oricum nu contează. Și mă uitam la alții, 1.8, pă, dar eu n-am itemele astea. După mi-a dat un prieten Minecraft. Mă omor serios. Atât un prieten Minecraft full, care mergea să-l și updatezi. Și atunci puteam să joc toate versiunile. Eu vreau casc. Nu! Nu! Ok, n-am murit, n-am murit, n-am murit. Doamne, 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 ce prost sunt și eu. Două naibii de cască că era să mor. Hai la tipul ăsta. Am avut noroc. Deci aici chiar am avut noroc. Hai venit cu acei. Pui pa, tipule. GG. Un singur hit egal kill. Și... mi-a dat Minecraft full. Adică, nu premium. Toate versiunile. Și atunci am început să joc toate serverele posibile. Primul... adică nu primul. Nu pare că primul. Nu mai știu, deci mă jucam pe Team Extreme.
Serverul ăla de căcat. Bă, și acum mi-am amintesc ce lag era pe el, Doamne. Și plus că erau vreo maxim 200 de player. Deci în fiecare zi abia așteptam să intru pe server, dar toți se încercau să se logheze în același timp. Ci mă enervează serverul ăla. E non-premium, îmi pare, nu știu, e non-premium, n-am habar. Așa e, e o grămadă de lag, dar trebuie să îți pui și mail-ul, să treci niște teste, toate. Trebuie niște teste să nu fii robot, foarte nervant. Dar aici încheiem și noi episodul, poate vă povestesc în episodul următor mai mult despre Team Extreme. Nu știu, când povestesc, parcă mă simt mai bine. Goleme, de ce tu la mine? Și aici încheiem și noi episodul, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Dar și pe data viitoare, nu uitați să apăsați butonul de like, bye!